În perioada 24-26 mai are loc la Suceava concursul internațional de interpretare instrumentală Lira de Aur, manifestare ajunsă la cea de-a 34-a ediție. Instituția de învățământ care organizează întreaga activitate este Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu din Suceava, în colaborare cu Asociația Culturală Lira de Aur. S-au înscris în cursa pentru marele trofeu 109 concurenți din Suceava, Iași, Botoșani, Roman, Piatra Neamț, Bacău, Bârlad, Focșani, Tulcea, Constanța, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sighetul Marmației, Bistrița, Năsăud, Sibiu și București, iar Republica Moldova va fi reprezentată de 4 concurenți, elevi ai Liceului Republican de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Concursul se desfășoară pe 3 secțiuni, pian, instrumente de suflat și percuție. Și anul acesta concurenții vor fi evaluați de un juriu obiectiv format din profesori universitari, muzicologi, compozitori, soliști de marcă, personalități artistice recunoscute în plan național și internațional. Festivitatea de deschidere a evenimentului a avut loc vineri 24 mai la Sala Dompolski, unde va avea loc și gala de decernare a premiilor duminică 26 mai. Lângă liră, 34 de ediții, asta înseamnă 34 de trofee, câte un exemplar îmi gândesc la fiecare ediție, uitați-vă, e un exemplar nou, acum e ceva deosebit, a plecat 34 de trofee în lume, copii care reprezintă școala românească de interpretare. Și în țară și în lume. Asta înseamnă că e o susținere impresionantă a talentelor românești. Suceava este recunoscută, bine apreciată acum și zic că a putut, prin eforturi susținute, să își găsească locul adevărat în cadrul concursurilor deja internaționale. Manifestarea artistică se derulează cu sprijinul Primăriei Suceava, al Consiliului Județean Suceava, al Centrului Cultural Bucovina, Uniunii Polonezilor din România, Dompolski, Muzeului Bucovinei, Inspectoratului Școlar al Județului Suceava și Consiliului Local Suceava.